Cluj-Napoca, cele mai mari chirii se plătesc în momentul de față în zona centrală a orașului. Pe strada Horea, de exemplu, prețul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere este de 470 de euro. Peste 450 de euro se plătește pentru un apartament și în cartierele Bună Ziua și Zorilor. Pe de altă parte, cele mai mici chirii se găsesc în cartierele Mănășturi și Grigorescu. Aici, prețul mediu pentru închirierea unui apartament cu două camere este de 350 de euro. Sigur că prețul poate fi mai mare sau mai mic în funcție de calitatea finisajelor. Prețurile au avut o tendință ascendentă din față de 2017 în anul acesta. Pot să zic că undeva între 15 și 20% mediu a crescut prețul, indiferent de cartier. De la un apartament de o cameră, unde prețurile au crescut probabil cel mai mult, cele care sunt de 3 și 4 camere, prețurile au cam stagnat. Diferența o fac apartamentele de două camere. Apartamentele de o cameră și de două camere sunt cele mai căutate în momentul de față, sunt mai accesibile pentru toată lumea, indiferent că vorbim de studenți, vorbim de persoane care lucrează și sunt și mai des întâlnite pe piață. Vorbim de cartierele Mărăș, Gheorgheni, Centru, Zorilor, sunt la mare căutare, desigur și aici prețurile sunt cele mai mari. Pentru studenții care poate nu au buget atât de mari, se reorientează către Mănășturi sau Grigorescu, unde sunt ceva mai accesibile. În fiecare an prețurile au crescut în perioada iunie, septembrie, chiar și octombrie, pot să zic, după care urmează din nou un declin. Cam fiecare an presim că vor crește puțin costul apartamentelor, în ceea ce privește costul chiriilor mai exact. Nu pot să vă dau cifre exacte pentru că vorbim speculativ până la urmă, dar câteva procente cu siguranță vor crește. Dacă discutăm de viitori studenți care sunt la Cluj, recomandarea noastră este să închirieze undeva din iulie, jumătatea iulie, chiar 1 august, pentru că sunt mai multe oferte disponibile pe piață, prețurile sunt ușor mai scăzute, deci mai bune față de perioada septembrie, început de octombrie, atunci găsesc mai multe variante la prețuri mai bune, plus că ai posibilitatea să alegi. Nu ești presat, pentru că în septembrie e focul cel mai mare, adică sunt poate mii de studenți care caută chirii și atunci ești presat, stresat, fugi, alegi după oferta cea mai bună, oprins sau n-oprins. Dacă te muți cu locul de muncă în Cluj, sigur că te muți de când începi serviciu. Adică nu prea ai posibilitatea să alegi să mă mut din 1 septembrie sau mă mut din 1 octombrie sau de la 1 ianuarie. În funcție de cum ai contractul de muncă, cum ai prins jobul, trebuie să vii. Dacă ai ghinion, să zic așa, să interferezi și cu perioada asta de foc septembrie-octombrie în care vin și foarte mulți studenți, vei avea mai puține opțiuni și prețuri mai mari. La fel și pentru ei, dacă pot să-și aleagă perioada în care să înceapă serviciul sau contractul de muncă, recomand să evite luna septembrie și octombrie pentru că vor fi la concurență cu studenții și prețurile vor fi mai mari.